6 copii care locuiesc în zona parcului de agrement al Unișii au găsit o modalitate periculoasă și interzisă de a se distra. Știu cu toții să înoate, așa că au hotărât să meargă la scăldat la debarcader, într-o zonă în care notul este strict interzis. I-au pândit pe polițiștii locali și când aceștia au plecat, s-au întrecut la sărituri în apă. Distracția s-a curmat de-abia când polițiștii locali s-au întors. Conștienți că nu au voie, copiii au ieșit imediat din apă. Fiecare zi faceți baie aici. Da. Nu vă e teamă de nec, de pericol? Nu, nu. Dar este interzis, știi? Asta este interzis. Da, știu. Da, dar... Și cu toate astea, faceți baie. Da. Părinții voștri știu că sunteți aici. Poftim? Da. Știu părinții că sunteți aici? Da. Da, da. Da, și vă lasă? Ne lasă. Cei 6 copii au ignorat în totalitate avertizmentele de pe tăblițele instalate pe maluri, risc de înnec, scăldatul interzis. Au uitat de o mai veche tragedie pentru care este cunoscut debarcaderul. O adolescentă și-a pierdut viața în apele parcului Aluniș. Părinți, protejați-vă copiii. Trebuie să știți că în parcul de agrement Aluniș scăldatul este strict interzis. Cei care fac acest lucru riscă o amendă cuprinsă între 300 și 1000 de lei, iar în cazul minorilor aceasta se înjumătățește. Pentru știri, Nicoleta Boga.